Astăzi este o zi importantă pentru doamna Lucica, dumnei și cu soțul, împlinesc 25 de ani de căsătorie, nunta de argint, chiar este o aniversare importantă și spunea doamna Lucica că nu poate să o sărbătorească cu soțul, așa că o va face în casă cu fetele și cu mamele. Au desfăcut o sticlă de șampanie, am auzit încă de aseară discuții cum că vor să facă asta, le-au mai rămas de la petrecere și o să deschidă o sticlă de șampanie în cinstea acestei aniversări asta au și făcut au sărbătorit împreună au ciocnit un pahar au curs felicitările și urările de la mulți ani pentru doamna Lucica și soțul dumnea ei pe care am înțeles că îl cheamă Ion dar fetele și mamele i-au urat bun venit și de ei, au închinat un pahar și în cinstea ei un gest drăguț, atât faza cu Deia, cât și această idee de a sărbători cumva, a marca într-un fel cei 25 de ani de căsătorie.